Noi discuții aprinse la America Express 2023, sezonul 2. Ne-au durut aceste voturi. Nu ne așteptam la asta. În seara aceasta, 15 noiembrie 2023, concurenții de la America Express, sezonul 2, se reunesc la careu pentru cele mai tensionate momente ale etapei, numirea echipelor care intră la cursa pentru ultima șansă urmează un show plin de culoare pe ritmurile trepidante ale unei întreceri desfășurate sub amenințarea soarelui roșu. Vot tensionat la America Express 15 noiembrie 2023. Ieri seară, pe drumul soarelui, Sonia Simionov și Iuliana Pepene s-au bucurat de victorie după un joc de amuletă epuizant, desfășurat într-un loc cu totul special, Templul Soarelui. Un spațiu decorat cu operele artistului ecuadorian Ortega Maila imediat s-a plecat în următoarea cursă cu o miză esențială. Concurenții au avut de îndeplinit mai multe misiuni la o hacienda ecuadoriană, unde s-au transformat în cowboy pregătiți să prindă. Imunitatea cu lasoul La final, prima echipă care a semnat în registrul Irinei Fodor a fost cea alcătuită din Romica și Cătălin Sociu, câștigătorii imunității mici. În această seară, echipele se reunesc în orașul Ambato pentru un careu încărcat de tensiune. După dezvăluirea clasamentului care trimite ultimele două echipe la cursa pentru ultima șansă, votul celei de-a treia perechi va stârni numeroase reacții și comentarii. A fost foarte surprinzătoare decizia lor de a ne vota, pentru că am avut senzația că ne-am apropiat. Ne-au durut aceste voturi. Nu ne așteptam la asta, a fost una dintre reacții. Strategia votului și a acestui joc nu este neapărat de a elimina o echipă ci de a obosi, a fost una dintre replici. Ambato, orașul întrecerii de disiară, este recunoscut pentru paradele sale multicolore de la Festivalul Florilor și Fructelor, organizat aici din 1951. Concurenții care intră la cursa pentru ultima șansă vor celebra această istorie cu o defilare pe ritmuri sudamericane, după o serie de misiuni ce vor necesita multă muncă. Trei echipe vor plăti tribut zeului soare și își vor organiza propriul festival cu flori și fructe. Dar și cu regine și care alegorice impresionante. Întreaga sărbătoare se va desfășura, însă, în pași alerția ai unei întreceri la finalul căreia ultima echipă poate pleca acasă. Va fi îndurător sau nemilos zeul soare în seara aceasta. Care vor fi cele trei perechi din cursa pentru ultima șansă și ce verdict va ieși la ivială din cufărul deschis de Irina Fodor?